Să vă răcorească bine. Apoi înlăturați cu infuzie de flori de tei, cu vă salut, dragii mei și dragile mele! Cea mai simplă mască care o puteți face acum la sezon este din castraveți. Castravetele acesta este mediu, dar am avut un castravet foarte, foarte gros, bătrân, matur, și l-am dat pe rozătoare și am văzut că este foarte bine să-mi fac o mască de împrospătare. Castravetele, binevenit pentru albirea tenului, hidratarea, hrănirea, mineralizarea tenului. Dar am aici o lingură de masă de castravete, de piureu din castravete. Eu i-am curățit coaja, că era coaja foarte groasă. Deci adăugăm o lingură de masă. Voi adăuga o lingură de masă de lapte. Puteți lapte de vacă, lapte de capră, lapte de iapă, este foarte hrănitor. Îl amestecăm, masca este foarte simplă, din două ingrediente. Laptele conține calciu, dă fermitate tenului, la fer albește, hrănește și îl pun în recipient. Recipientul acesta îl voi ține în congelator. Deci recipientul îl pun în congelator. Recipient. După ce va îngheța, îmi voi aplica pe față, mă voi răcori și totodată voi beneficia de proprietățile nutritive a acestei măsculițe. O măsculiță simplă care o puteți face în fiecare zi. Din acest amestec puteți să faceți și cuburi de gheață. La fel sunt binevenite pentru răcorirea tenului, pentru împrospătarea tenului în zilele de arșiță. Iată cum arată măsculița noastră înghețată. O să lăsăm un pic să se încălzească, să o putem scoate din recipient. Și măsculiță, să nu te topești. Vreau ca să mă răcorești. Am pus-o într-un bol cu apă fierbinte să se topească mai ușor. Dacă dispuneți de timp, puteți să lăsați recipientul să se topească de la sine. Nu au trecut nici 5 minute, măsculița s-a topit și acum o vom scoate de aici și ușurel, ușurel ne vom răcori. Iată așa măsculiță, fulgușor o să o numim, că ea ne va răcori. Răcoroasă, vai ce plăcut înghețată masca! De coltiu, nu uitați! Eu tot timpul încep de la ochi. Îmi trezesc ochișorii. Atent. În jurul gurii. Fiindcă fruntea este mai sensibilă și reacționează neadecvat. Deci încetișor în locurile unde le puteți suporta, unde puteți suporta gheața. E o plăcere să știți că așa răcorește de bine și lăsați măsculița să acționeze, să vă răcorească bine. Apoi înlăturați cu infuzie de flori de tei, cu vai, foarte plăcută, răcoroasă. Nu uitați și pe mânuțe. Și mânuțele. Minunat!
Eu vă doresc o vară plină de bucurii, o vară colorată. La revedere!